Astăzi, 27 aprilie 2018, la ora 11, are loc deschiderea târgului de oferte educaționale din zona Roman, care are loc la Colegiul Național Roman Vode. Câte licee s-au prezentat? Toate? Toate liceele din municipiul Roman, plus liceul Săboani și Ion Enescu de la Brad, Horia. Și cu ce se prezintă? Ca de obicei, la târgul de oferte educaționale, fiecare dintre liceele sau colegiile din zonă doresc să aibă o activitate interactivă cu elevii de clasa 8-a din zona municipiului Roman, prezentând un stand propriu, unde au obiecte promoționale, pliante, afișe, banere, produse ale elevilor pe care le pot expune, mă refer la liceele tehnologice. Totodată, în cadrul acestui târg, elevii din cadrul liceelor și colegiilor pot discuta interactiv cu viitorii elevi de clasa 9-a din zonă, discută despre activitățile extrașcolare, extracurriculare, specifice fiecare unități de învățământ. Totodată prezintă și curicula decizia școlii, da, care se promovează și care este desfășurat în unități, astfel încât fiecare să atragă cât mai mulți boboci la toamnă. Fiecare reprezentant sau reprezentanții fiecărui liceu își prezintă în termeni cât mai elogioși propria unitate de învățământ pentru a atrage pe cei care urmează să intre în clasa nouă. De fapt, asta e și menirea târgului. Fiecare să-și prezinte marfa cât mai bine, astfel încât să producă efecte asupra orientării elevilor de clasa 8-a spre aceste licee și colegi. Cum ține inspectoratul școlar această acțiune? Prin consilierea de specialitate acordată de către inspectorii din corpul de inspectori școlari, în ceea ce privește aranjarea spațiilor, prezentarea materialelor, solicitarea diversificării acestor materiale, solicitarea unei cât mai mari deschideri a celor prezenți la fiecare stand, astfel încât lucrurile se decurgă cât mai natural și cât mai benefic pentru sistemul de învățământ. Dumneavoastră personal ați interacționat cu viitorii elevi de liceu? Da, de obicei, de când sunt inspector școlar general, fiind pe curriculum, am participat la târgurile de oferte educaționale. Anul acesta este prima dată când particip la Roman și mă bucur pentru acest lucru. Cum, ca să ajungem și la partea urâtă, cum apreciați nivelul de abandon școlar care e în creștere? Da, din păcate este un procent de creștere al nivelului de abandon școlar. Inspectoratul școlar este preocupat de această problemă. În toate acțiunile noastre, începând de la inspecțiile tematice, inspecțiile școlare generale, vizitele în teren ale inspectorilor școlari, avem punct distinct în a derula acțiuni în vederea atragerii acestor copii către școală. Din păcate, cauzele sunt destul de numeroase și bănuiesc că și dumneavoastră le știți. Dar dacă diminuăm procentul de abandon, este o satisfacție pentru noi și ne dorim ca acest lucru să fie în permanență, deci procentul să scadă de la an la an. Sperăm ca nu numai prin participarea noastră a inspectorilor școlari, ci și a comunităților, în special, a altor factori educaționali cu care noi colaborăm de pe raza comunităților din județ, să determinăm copiii să vină la școală. Prin acțiuni de programe sociale, prin intervenții ale asistenților sociali, prin colaborarea dintre corpul profesoral, biserică, organele administrației publice locale, astfel încât să contribuim la micșorarea procentului de abandon. Thank you.
problemele a liceilor cu propunerile și ofertele pe care aceste licee le vor prezenta și elevii de clasa 8-a care iată astăzi au venit într-un număr foarte mare pentru a vedea încă o dată care ar fi opțiunea cea mai bună. Cred că este, alegerea liceului este într-adevăr o alegere pe care la un moment dat s-ar putea să marcheze elevul și viitorul adult și de aceea cred că astăzi prin ofertele care vor fi prezentate de colegii mei și Colegiul Național Roman Botă vă vor determina să alegeți unul dintre licei. Alături de noi se află și domnul inspector general adjunct Milea, de altfel inspectoratul școlar județean Neamț este organizatorul acestui târg educațional. Îi mulțumim pentru interesul arătat și, bineînțeles, o să continuăm această pagină de promovare a liceelor pe lângă activitatea de astăzi și pe site-ul fiecărui liceu, pe standurile pe care fiecare dintre liceile noastre le vor realiza. De asemenea, caravanele care vor participa și vor merge probabil pe la satele din zona orașului Roma, la fel vor demonstra încă o dată că sunt licee care merită această opțiune. Îi dau cuvântul domnului inspector să transmită cuvântul său de deschidere. Vă mulțumesc, doamna director, distinse cadre didactice, onorați invitați, dragi elevi. Astăzi se deschide târgul de oferte educaționale în cadrul Colegiului Național Roman Botă pentru zona romă. Mă bucur de spus să pot fi astăzi aici și să văd câți doritori dintre elevii viitori absolvenți de clasa 8-a doresc să viziteze standurile oferite de către liceele și colegiile din Roman și nu numai, pentru că pe lângă liceele și colegiile din Roman am înțeles că la târgul de astăzi participă și liceul de la Săgoani și Ion Enescu de la Braș de la Toia. Dragi elevi, aveți astăzi ocazia să vizitați standurile liceelor și colegiilor din zonă. O să aveți oameni, persoane care o să promoveze activitatea fiecărui liceu sau fiecărui colegiu, o să puteți vedea variante, broșuri, produse ale elevilor din liceele și colegiile respective, astfel încât să vă orientați referitor la drumul pe care o să-l urmați, începând din toamna acestui an. Sper și vă doresc ca viitorul liceu sau colegiul spre care vă îndreptați să poată fi accesat prin rezultatele pe care le obțin elevii din clasa 8-a la evaluarea națională, astfel încât să devină viitorii colegi ai celor care astăzi sunt la standurile organizate în această instituție. Din partea inspectoratului școlar, primiți cele mai calde urări de sănătate, să aveți baftă multă la examenul de evaluare națională, pentru elevii de liceu rezultate deosebite pe linia învățăturii și a disciplinei și a purtării, astfel încât să vă bucurați la sfârșitul acestui an de rezultatele pe care le-ați obținut. Sănătate și familiilor dumneavoastră, sănătate tuturor, astfel încât să ne bucurăm de viitoarea vacanță mare. Vă mulțumesc și urez succes deplin acestei manifestări. Astăzi, în cadrul târgului de ofertă educațională, și normal, Colegiul Național Roman Botă își prezintă oferta. De altfel, nu sunt surprinse față de anul trecut. Numărul de clase pe care noi îl propunem și care a fost aprobat prin planul de școlarizare de 9 clase. Avem o paletă largă și pentru cei care sunt apropiați de specializările realiste, și aici mă refer la matematică, informatică, 2 clase intensiv, una neintensiv, clasele de științe științe ale naturii, 2 clase, iar pentru profilul uman avem clasele de științe sociale și filologie. Cu siguranță copiii vor alege Roman Botă, cei mai ales care vor să facă performanță și care își doresc după aceea să urmeze o carieră, să meargă la facultăți de prestigiu din țară și din străinătate. Îi așteptăm cu mare drag, noi ne promovăm oferta, dar deja sunt, eu sunt sigură, elevi care deja și-au format o părere despre ceea ce înseamnă
intern Roman Vodă și cu siguranță deja au ca opțiune acest colegiu. Îi așteptăm pe viitorii elevi romanvodiști să-și treacă pe fișă Roman Vodă. Cum apreciați numărul elevilor, față de anii din urmă? E în creștere sau pentru Roman Vodă? Pentru Roman Vodă nu, e cam constant, pentru că dacă mă gândesc bine, la noi oferta este mai mică decât cererea, pentru că ar fi fost mult mai mulți elevi care și-ar dori să vină la Roman Vodă. Acum există un criteriu de selecție a lor și nu este rău, pentru că într-adevăr ne dorim să vină la noi și elevi cu medii destul de frumoase, da, care să promoveze examenul de evaluare națională cu note foarte bune. Noi nu ne plângem. Nu ne plângem de, așa cum am spus, de cerere, pentru că într-adevăr elevii își doresc să vină la Colegiul Național Roman Vodă.